vă rog să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Sper că sunteți pregătiți, sper că v-ați luat popcornul, pentru că o să mergem direct la primărie. O să începem cu cea mai nouă clădire și cea mai gigantică care s-a adăugat în ultimul update. Și primul secret se află chiar la parter în primărie, și anume chiar aici la safe-ul unde se țin toți banii din Brookhaven. Poți să deschizi safe-ul sau chiar poți să îl jefuiești dacă ai nevoie de bani, însă poți să faci și asta. Bum, te-ai ascuns, nu te vede nimeni, poate să te caute oricine și prietenii tăi, de exemplu, dacă te vor căuta aici, cu siguranță nu te vor găsi. Dacă te joci hide and seek, e cea mai bună ascunzătoare din primăria cea nouă. Ha, cât de șmecheră este, chiar îmi place super, super mult. Și acum hai să vedem secretul cu numărul 2. Secretul cu numărul 2 este la etaj. Trebuie să mergem în biroul primarului și o să mă duc în biroul primarului. Eu sunt noul primar din Brookhaven, așadar nimeni nu poate să-mi ascundă secrete. O să mă pun aici frumos așa pe scaun și dacă mă uit în față văd un tablou care pare a fi o oglindă sau este o oglindă în care nu se reflectă nimic. Este puțin cam ciudată, însă trebuie să mai adăugăm noi o sclipire ca să se întâmple ceva. Trebuie să mergem să stingem becul. Dacă am ieșit afară și am stins becul, acum, hop, a apărut un scris aici, care este un scris foarte, foarte ciudat. Bine, glumesc, nu e chiar atât de ciudat. Practic acolo sunt scrise toate persoanele care au contribuit la dezvoltarea Brookhaven-ului. Și developerul a ținut să scrie toate aceste persoane pe această hârtie, ca să zic așa. Este practic o hârtie care este pusă după o sticlă și așa a făcut un tablou. Dar mi se pare foarte, foarte șmecher că s-a întâmplat asta, pentru că practic așa putem să vedem ce persoane au contribuit la dezvoltarea acestui minigame super, super șmecher. Și acum hai să aprindem lumina. Dacă am aprins lumina, scrisul a dispărut, nu se mai vede. Deci trebuie să faceți asta cu lumina închisă, ceea ce este foarte, foarte tare. Bun, cam acesta ar fi al doilea secret, însă acum avem al treilea secret, care este chiar aici. Dacă ai intrat pe Brookhaven de curând și nu ai apucat să vezi noul update și ai venit aici în partea asta de sus, ți se pare ceva foarte, foarte suspect din prima, da? Adică forma aceasta geometrică îți spune, hei, trebuie să fie ceva aici, adică nu se poate să nu fie un secret. Și dacă te duci la primul stâlp și te uiți aici, nu se vede absolut nimic și zici, poate m-am înșelat, poate nu există niciun secret. Dar dacă te uiți la celălalt stâlp, vezi butonul verde care se ascunde chiar după stâlp și zici, trebuie să apăs acest buton. Și după ce ai apăsat butonul, o ușă secretă se va deschide, după care mai vezi încă un buton pe care poți să-l folosești ca să ieși de aici. Hai să urcăm la etaj și dacă am ajuns în podul primăriei, se ascunde ceva foarte, foarte ciudat, și anume o mașină de făcut bani care evident mai are încă un buton. Deja sunt prea multe butoane, frate, și dacă apăs pe butonul acesta, încep să curgă banii. Oh, deja am devenit foarte, foarte bogat într-o secundă. Deci aici curg o grămadă de bani. Poți să iei banii, poți să arunci cu ei, poți să faci ce vrei, poți să-ți cumperi orice îți poftește inima pe Roblox Brookhaven. Eu, de exemplu, m-aș duce să-mi cumpăr cu acești bani o înghețată cu aromă de bubblegum, pentru că mie îmi place foarte mult înghețata cu aromă de bubblegum. Nice, bun, cam acesta ar fi secretul cu numărul 3. Hai să mergem la secretul cu numărul 4 să vedem dacă reușim să îl găsim. Trebuie să ieșim din primărie și desigur să mergem în zona FBI. Acesta mi se pare un secret super, super șmecher, pentru că este puțin mai neevident. Adică, de exemplu, dacă te duci la poliție, vezi direct plăcuțele astea, însă aici pare că sunt puțin mai ascunse. Există două plăcuțe și poți să te treci aici pe plăcuță, poți să spui
poza cu tine și pe lângă asta poți să pui, de exemplu, un nume. Hai să punem numele Alex. Punem numele Alex și pretindem că există o altă persoană cu fața mea pe Brookhaven care se numește Alex, dar nu sunt eu, e o altă clonă și această clonă a făcut ceva foarte, foarte rău și este căutată de poliție. Practic este fugitivă. Oh, e foarte, foarte ciudat, însă, da, chiar s-a întâmplat asta. Glumesc, eu mi-am pus poza acolo și mi-am scris un alt nume. În fine, deci acesta ar fi secretul cu numărul 4. După care avem secretul cu numărul 5, care se află pe acest perete și aici sunt toți infractorii cei mai mari de pe Roblox Brookhaven. Însă, dacă ne uităm la acest infractor, care este și polițist, practic este un șef de poliție care se numește Rotten, adică este un șef de poliție zombie. Și țineți minte acest nume pentru că o să ne folosească mai încolo, acesta ar fi secretul cu numărul 5 și haideți să vă arăt care este legătura. Deci vedeți acolo șeful de poliție, însă dacă mergem sus aici la spital și urcăm, o să vedem că acel șef de poliție are legătură cu omul verde, pentru că practic este tot un zombie. Ia să încercăm să ne urcăm aici, gata, hai să mergem în camera secretă unde se află omul verde. Am ajuns aici, uitați-l pe omul verde, seamănă foarte, foarte mult, însă acesta pare a fi un experiment, adică momentan nu este terminat experimentul, cred, sau poate este un experiment eșuat. Însă e clar că există o legătură între omul verde de aici și între șeful poliției zombie. Și acum haideți să vă arăt al șaselea secret, o să ne întoarcem puțin în camera FBI și acolo o să vedem ceva foarte, foarte interesant, adică vreau să țineți minte acest nume, da? Șeful Rotten, cum ar veni, da? Adică este șeful zombie și vreau să vă duc undeva ca să vă arăt că există o legătură, acesta ar fi al șaselea secret. Trebuie să mergem până la benzinărie pentru că acolo va fi ceva foarte, foarte interesant care ne va arăta legătura între șeful poliției zombie și benzinărie. Ia uitați-vă aici, ce scrie acolo sus? Scrie Rotten Robbie. Deci înseamnă că și persoana care deține această benzinărie este de fapt zombie? Adică e clar că are o legătură cu Rotten Chief, care este șeful poliției zombie. Și oare zombie lucrează sub acoperire în Brookhaven și se pot transforma în oameni pe timp de zi, de exemplu, și noaptea să se transforme iarăși în zombie? E o teorie care e destul de interesantă și să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce credeți voi despre asta, pentru că e clar că această benzinărie are o legătură cu șeful poliției, care desigur era un zombie. Bun, acesta ar fi al șaselea secret, acum haideți să mergem să găsim al șaptelea secret. Dacă nu știați, și sunt sigur că nu știați, al șaptelea secret se află chiar în fostul birou al primarului. Adică o să mergem în fostul birou al domnului Brookhaven și o să căutăm aici al șaptelea secret. Pentru început o să începem cu faptul că puteți să schimbați aici orice nume. De exemplu scriem aici, o să scriu aici de exemplu Pudinașul și așa mai departe. Puteți să schimbați efectiv orice nume de aici, să îl personalizați și să fie biroul vostru. Însă, asta nu e tot. Dacă, de exemplu, vă gândiți, mie nu-mi place această culoare, nu-mi place cum arată acest birou, puteți faceți asta. Puteți să vă ridicați și să mergeți chiar aici și vedeți mai multe culori, după care puteți chiar să le schimbați. Uite, de exemplu, am făcut asta roz, după aceea galbenă, pot să-l fac chiar și negru acest birou. Dar nu se termină aici, puteți să schimbați orice culoare a oricărui birou. Și hai să mergem la biroul acesta roz și vă întrebați, oare unde sunt culorile aici? Trebuie să mergeți puțin mai în față și hop, după dulap, se regăsesc toate culorile și putem să-l facem, de exemplu, verde pe acest birou. Și dacă mergem în celălalt birou, căutăm dulapul și dacă ne uităm după dulap,
putem să-l facem pe acest aros. Și am vrut să vă arăt asta în cazul în care nu știați, voiam să vă arăt că puteți să vă schimbați voi culorile, ceea ce mi se pare super super șmecher, adică e ceva ce nu aș vrea să ratez dacă m-aș juca Brookhaven în momentul acesta. Hai să vedem acum secretul cu numărul 8. Secretul cu numărul 8 este foarte, foarte interesant pentru că, dacă vă amintiți, aici în fostul birou al primarului exista acea torță cu lumină albastră în capăt. Și torța aceea cu lumină albastră, dacă ne ducem acum, de exemplu, să ne uităm în dulapul noului birou al primarului, nu mai există, o să-mi iau săculețul acesta ca să vă arăt. Deci era exact într-un dulap. Cei care ați văzut episoadele, cu siguranță știți despre ce vorbesc. Deci dacă puneai, de exemplu, patul aici și te puneai pe pat, puteai să vezi în interiorul dulapului un băț sau o torță cu lumină albastră în vârf. Acum nu mai există această torță în dulap, însă mi se pare ceva super super interesant pentru că această torță a fost mutată și încă are legătură cu primăria, dar pentru asta am nevoie de o scară. O să iau scara aceasta și o să mă duc chiar în spatele primăriei ca să vă arăt unde este torța albastră acum. Și ce o să facă această torță albastră, momentan nu știm, însă cu siguranță aceasta este un semn, adică nu a fost pusă la întâmplare nici în primul birou al primarului și cred că nu este pusă la întâmplare nici acum. O să-mi iau repede scărița, o să o pun aici și o să mă urc pe primărie. Iar dacă am urcat pe primărie, hopa, ce avem aici? Torța cu lumină albastră. Ea a fost pusă pe acoperișul primăriei. Este la fel de ciudată, adică momentan nu știm exact ce face, însă eu cred că emite un semnal și semnalul acesta ar putea să fie emis către domnul Brookhaven. Cine știe, momentan nu știm exact ce face această torță, însă ea a fost pusă aici pe acoperișul primăriei. Ok, este super super creepy, însă da, e chiar acolo. Ați văzut-o și voi. Hai să ne întoarcem acum la primărie pentru că vreau să mai discutăm despre secretul cu numărul 9. Și anume, o să povestim despre vânătorii de fantome. Pentru că avem aici tabla aceasta și dacă intri pe un server nou de Brookhaven, e clar că observi faptul că pe aceasta scrie că au fost raportate niște turbulențe, niște chestii foarte ciudate într-o anumită cameră la ora 6:28. Momentan nu m-am dus acolo, am văzut că mulți mi-au scris să mă duc să vânez fantome, însă o să mergem, o să facem asta, să-mi scrieți voi în comentarii dacă ați reușit să găsiți fantome. O să facem un episod special în care o să mă duc să vânez fantome. Deci acesta ar fi secretul cu numărul 8. Practic ne scrie direct aici pe tablă că putem să găsim o fantomă la o anumită oră într-o anumită cameră. Bun, acum vreau să vorbim despre secretul cu numărul 10 și anume acest dispozitiv care este foarte, foarte important și a fost adăugat în ultimul update. Practic acesta este un dispozitiv preluat din vânătorii de fantome. Nu știu dacă ați văzut voi filmul, însă există un film care se numește Vânătorii de fantome și acolo se regăsește exact același dispozitiv. Și acest dispozitiv este special creat pentru a vâna fantome. Cum se vânează fantome cu el? Există un bipăit și practic se vede și lumina aceasta roșie care tot apare și dispare. Deci este un bipăit care te ajută să găsești fantomele. De exemplu, aparatul bipăie bip, 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 să zicem, și dacă întâlnești o fantomă, începe să bip e tot mai tare, gen bip 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 bip, și atunci îți dai seama că ai găsit o fantomă. Am vrut să vă spun asta pentru că poate mulți dintre voi nu știți cum să-l folosiți, însă cu cât bipăie mai rapid, cu atât puteți să vă dați seama că fantoma este lângă voi. Am putea să mergem chiar să verificăm școala, să vedem dacă există fantome aici. Stai puțin, mi s-a părut mie sau bipăia mai tare? Nu știu dacă mi s-a părut, dar
cred că bipoia puțin mai tare când a mers încolo. Ok, o să ies din școală pentru că s-ar putea să se întâmple ceva ce nu aș vrea să se întâmple. Așa că plec de aici. Am reușit să găsesc toate secretele care s-au introdus în noul update. Așa că să rămâneți până la finalul episodului ca să le vedeți pe toate. În primul și în primul rând o să avem nevoie de noua casă. Așa că o să-mi iau o bicicletă să mă duc până acolo. Ciup. Multe dintre secrete se află la noua casă și multe dintre secrete se află la noul apartament. Așa că hai să ne grăbim să ne luăm noua căsuță, să o vedem cum arată. Pentru cei care nu o știți, este chiar ultima de pe listă. Frumos, o luăm și așteptăm să se încarce. Băi, chiar nu mă gândeam că pot fi atâtea secrete, însă aparent developerii au introdus o grămadă și poate mai sunt și altele de care eu nici măcar nu am auzit. Haideți să vă arăt secretele pe care am reușit să le găsesc eu. În primul rând, suntem aici la parter și treaba stă în felul următor. De când s-a băgat update-ul, am zis, frate, ceva e foarte, foarte dubios la tablourile acestea, adică se repetă prea mult. Și hai să vă arăt care este treaba cu tablourile. Deci după tablourile astea nu se ascunde nimic, însă la etaj avem o surpriză. Și nu e surpriza în camera asta, deși mamă, paturile astea mașinuță, băi, sunt demențiale. Cred că sunt primele paturi așa cu tematică. Să-mi scrieți voi în comentarii dacă mai există altele, dar nu cred. Băi, și ce frumos arată. Ia stai să-i schimb culoarea, pentru că am mai observat ceva. De exemplu, dacă îi schimbi culoarea la casă și o faci verde, se schimbă și culoarea la mașina asta, ceea ce mi se pare super, super șmecher. Iar tabloul de aici ascunde ceva. Ascunde o cameră secretă unde se află seiful. Bă, cât de toare. Deci, serios, după un tablou, o cameră secretă, voi, nu m-am gândit că e chiar aici sus, însă tablourile acestea păreau foarte suspecte, așa că am găsit camera cu seiful. Bun, hai să vă mai arăt acum alte secrete pe care le mai puteți găsi. O să mergem jos prima dată, deci avem un secret până acum, hai să vedem secretul numărul 2. Pentru secretul numărul 2 avem nevoie de o mașină. Să deschidem puțin garajul, să mergem afară și să ne luăm o mașină destul de șmecheră. Cred că o să-mi iau mașina asta pentru că îmi place super, super mult. Ok, și hai să o ducem jos acum, o să mă duc în garaj cu ea și o să poziționez mașina aici. Uite, pe chestia asta cu pătrățele albe și negre, după care sar din mașină, iar dacă apăs pe butonul acesta, care e destul de secret, se învârte efectiv. Și dacă mă pun și eu aici, ia uite, mă învârte și pe mine. Este un fel de loc special pentru showroom-uri, ca să zic așa. Practic, dacă vrei să îți pui mașinuța ta, să te dai mare cu ea aici și să schimbi toți prietenii, poți să faci asta. Ia uite ce frumoasă e mașina și se învârte la infinit. Deci acesta ar fi secretul cu numărul 2. Hai să vedem secretul cu numărul 3. Secretul cu numărul 3 este chiar aici lângă mine. Este noua mașinuță pe care o vedeți aici în casă, cea portocalie din spatele meu. Din păcate nu poți să o conduci, însă poți să o folosești ca un secret. Și o să vă arăt cum. În primul rând trebuie să vă faceți micuț rău de tot, de 0.4. Mi se pare că înainte nu puteai să te faci chiar de 0.4, cred că au adăugat acum ca să te poți face și mai mic. Și dacă ești de 0.4, frate, poți să faci în felul următor. Te poți ascunde în mașinuța asta. Dacă te joci hide and seek cu prietenii tăi, adică de-a v-ați ascunselea, te poți pune aici în mașină și nu are cum să te găsească nimeni, pentru că ești mult prea mic și e foarte, foarte greu să te vadă înăuntru. Deci, dacă vă jucați cu prietenii voștri, de-a v-ați ascunselea în noua casă, acesta este cel mai bun loc de ascuns, pentru că nimeni nu s-ar gândi că te-ai duce în mașina aceasta de curse. Perfect! Deci acesta ar fi secretul cu numărul 3. Hai să vedem secretul cu numărul 4, care are legătură cu televizorul, și cred că televizorul acesta este cel mai mare televizor din Brookhaven. Nu cred că există un televizor mai mare decât acesta. Să-mi scrieți voi în comentarii dacă știți un alt televizor mai mare și
este un loc în care, adică de fapt sunt două locuri aici unde te poți ascunde, și anume lângă televizor. Dacă te duci aici, te poți ascunde în lateralele acestea negre și nu te poate vedea nimeni. Deci practic și acestea sunt niște locuri secrete. Și într-o parte și în cealaltă funcționează, deci acesta ar fi secretul cu numărul 4. Bun, hai să vedem secretul acum cu numărul 5. O să mergem până în bucătărie pentru că e foarte, foarte interesant ce se întâmplă aici. Și frate, deci e clar că îți dai seama că ceva se întâmplă când observi că mărul este aproape cât tine de mare și banana, ia să iau un măr. Deci mărul ăsta e mai mare decât capul meu. Ok, ce micuț m-am făcut. Și hai să vedem secretul cu numărul 5 acum. Secretul cu numărul 5 este chiar în bucătărie și este undeva unde nu s-ar gândi nimeni. Și anume lângă frigider. Dacă te duci lângă frigider, poți intra acolo și te poți ascunde fără nicio problemă. Nu te poate găsi nimeni. Deci acesta ar fi secretul cu numărul 5. Mai avem secretul cu numărul 6 care este tot în bucătărie și anume cuptorul cu microunde. Dacă te chinui, poți intra în cuptorul cu microunde și la fel te poți ascunde aici și nimeni nu te va vedea. Ia să deschidem ușa dacă merge. Hai frate, deschide ușa la cuptorul cu microunde. Nu mă lasă să o deschid. Uite, gata, a funcționat până la urmă. Și ești ascuns aici în cuptorul cu microunde. Deci acesta ar fi secretul cu numărul 6. Hai să vedem secretul cu numărul 7, da? Trebuie să ne gândim să vedem. Mai avem pe aici vreun secret? Cred că da. Stai așa să mă duc puțin aici în baie. Dacă nu mă înșel, te poți ascunde chiar după oglinda aceasta. Deci acesta ar fi secretul cu numărul 7. Te poți duce după oglindă și la fel nu te poate găsi nimeni. Cred că mai avem încă unul de fapt aici. Hai să mergem în baia de jos. Cred că avem și secretul numărul 8 aici. S-ar putea să avem niște secrete în plus, frate. Ia să vedem secretul cu numărul 8. Da, secretul cu numărul 8. Te poți ascunde aici după chiuvetă și nu te vede absolut nimeni. Din păcate nu poți intra în oglindă, însă tot așa te poți ascunde aici și nu o să știe nimeni că ești ascuns. Perfect, nice. Și cam acestea ar fi secretele din noua casă. Deci avem 8 secrete doar în noua casă. Hai să mergem acum să luăm apartamentul, pentru că la apartament sunt și acolo destul de multe secrete și acolo o să vedem secretul cu numărul 9. Stai așa să vedem, să luăm iarăși o bicicletă și ar trebui să mergem pe aici pe undeva. Ia să vedem, pot să sar, da. Nice, am luat-o pe scurtă tură. Apartamentele sunt chiar aici. Perfect. Hai să vă arăt acum secretul cu numărul 9. Acesta este un secret care nu se află nici în casă, nici în apartament, însă este ceva care ne pune un semn de întrebare. Dacă dați aici pe coșul de cumpărături din stânga, de unde poți să-ți iei pesurile, putem să observăm că există un pătrat care nu este umplut cu nimic. Înseamnă că există un nou PES secret care se va lansa în curând, iar developerul ne-a lăsat așa un semn de întrebare pentru că nu există nimic pus acolo, da? Este efectiv gol. Uitați-vă aici, este de exemplu PES-ul de teme, avem PES-ul de mașini, de pământ și așa mai departe, însă aici este efectiv gol. Deci acesta ar fi secretul cu numărul 9. Hai să vedem secretul cu numărul 10. Trebuie să îmi scot casa întâi, după care o să luăm noul apartament, care este cel cu roșu. Și de fapt este un magazin de biciclete, dar vinzi și skate-uri aici și o grămadă de multe alte chestii. Oh, nu pot să intru, pe bune? Dacă sunt atât de mic, nu pot să intru, frate? Serios, deci trebuie să mă fac mai mare. Hai să vedem să ne facem mult mai mărice așa. Nice. Și acum avem secretul cu numărul 10, care este chiar aici. Haideți să începem cu începutul și cu cel mai mare secret. Este chiar în camera aceasta, unde ai o priveliște foarte șmecheră către benzinărie și către mall. Poți vedea și sala de dans acolo, e super, super șmecheroasă. Și ai oglinda asta unde te poți uita, dar aparent nu mă văd în oglindă. Poate sunt o
fantomă sau ceva de nu mă văd în oglindă. Ok, și dacă intri în oglindă, avem seiful. Seiful ascuns din noul apartament. Efectiv, aici îți ții toți banii, uite ce e plin cu bănuți. Și acesta ar fi secretul cu numărul 10. Stau așa că nu mă mai lasă să ies. Gata, perfect. Deci acesta ar fi secretul cu numărul 10. După care, haideți să vedem secretul cu numărul 11. Este chiar aici, dar o să mă fac mai micuț. Hai să mă fac chiar de 04. Deci secretul cu numărul 11 este chiar la televizor. Hai să aprindem televizorul și efectiv poți să te ascunzi după televizor. Te bagi aici frumușel, iar nimeni nu te mai poate găsi. Nice, deci avem secretul acesta care este al 11-lea. Acum haideți să mergem în baie, să vă mai arăt și acolo un secret. Dacă intrăm în baie, avem secretul cu numărul 12, care este tot așa la chiuvetă, te poți ascunde după chiuvetă. Din păcate nu poți să intri în oglindă. Hai să vedem încă un nou secret. Un nou secret este la cuptor. Dacă în casa cea nouă te puteai băga în cuptorul cu microunde, aici te poți băga în cuptorul normal sau cuptorul electric, am putea să-l numim. Și dacă te chinui puțin, poți intra în cuptorul electric și la fel te poți ascunde. Aici nu te poate găsi nimeni pentru că nu se va aștepta nimeni să fii în cuptor. Hai să încercăm să deschidem ușa. Am reușit să și ies, nice. Anumite teme ascund secrete și hai să vedem ce temă să aleg. Oare ce temă ascunde cele mai multe secrete de aici? Oare pe care să o aleg? O să aleg această temă, pentru că aici există niște secrete pe care trebuie să le știți. Ok, cred că s-a încărcat. Mamă, e plin de copaci pe aici prin Brookhaven. Ia uitați-vă, băi, a venit pădurea în oraș. Cât de tare mi se pare. Hai să-mi iau din nou bicicleta, o să-mi pun viteza 45, pentru că acum urmează să mergem să vedem niște secrete super, super interesante. Și două dintre secrete se află chiar aici, în această parte. O să începem, desigur, cu secretul numărul 1. Este un secret pe care îl găsești doar pe această hartă și secretul se referă la cascada de apă, frate. Deci această cascadă pe care o vedeți aici există doar pe această hartă și această hartă este de asemenea gratuită, da? Deci cu toții puteți să mergeți să vă aplicați această temă pe care o găsiți chiar aici, este cea cu brazii. Vedeți așa o poză cu mulți brazi. După care dacă veniți aici o să găsiți cascada și mi se pare super, super tare. Adică locul acesta e destul de basic așa pe harta originală, nu prea aveți multe chestii, însă aici există o cascadă. Cât de tare! Deci acesta ar fi secretul cu numărul 1. Haideți să vedem și secretul cu numărul 2. Secretul cu numărul 2 îl găsiți tot pe această temă și este desigur acest jacuzzi natural cu apă caldă. Băi, dacă ai avut o zi foarte, foarte grea și vrei să vii să te relaxezi aici, poți să vii fără nicio problemă. Ia uite-te cât de șmecher este. Deci este un jacuzzi natural, frate. Apa vine caldă direct din pământ, ceea ce mi se pare super, super șmecher. Și cred că există și o pancardă aici. Da, ia uite. Ok, Brookhaven Hot Springs, mamă. Dacă vrei să vii aici la jacuzziul acesta super tare, te aștept pentru că este loc pentru toată lumea. Ok, acesta ar fi secretul cu numărul 2, care de asemenea îl găsești doar pe această temă. Hai să mergem acum să vedem secretul cu numărul 3. O să-mi pun din nou bicicleta și o să ocolesc puțin toată apa aceasta, pentru că trebuie să mă duc până la secția de poliție. Hă, ce? Stai puțin, cineva își pune cortul aici? Ok, persoana aceasta cred că vrea să campeze. Însă există mai multe zone de campat pe acolo. Nu știu de ce își ascunde cortul.
poate se ascunde de agenție sau ceva de genul acesta, cine știe ce pune la cale. Hai să mergem acum la secția de poliție, pentru că acolo o să vă arăt un nou secret pe care e posibil ca mulți dintre voi să nu îl știți. Dacă ați ajuns la secția de poliție și urcați aici pe această scară, o să puteți să faceți asta. O să vă puteți lua un pătuț din acela din inventar și dacă ați găsit pătuțul, o să puteți să îl puneți aici undeva și o să puteți să vă glici înăuntru. Dacă ați reușit să plasați pătuțul, o să puteți să faceți asta. O să vă puteți gliciui și înăuntru, în această încăpere secretă, o să găsiți un cod. Acest cod o să vă arate mai multe informații despre domnul Brookhaven. Așadar, dacă nu ați văzut acest film, trebuie să-l vedeți pentru că este super, super interesant. Și nu o să mai poți să mai ieși de aici, desigur, trebuie să-ți dai reset ca să poți să pleci din acest loc, însă o să vă mai arăt încă o cale prin care puteți să ajungeți aici. O să puteți să deschideți o ușă secretă, dar pentru asta aveți nevoie să mergeți la baza criminală a agenției, care se află chiar în acest munte. Și acolo trebuie să activăm niște butoane, iar dacă activăm aceste butoane, se va deschide o ușă secretă. Activăm 1, 2, 4 și 5, pentru că butonul cu numărul 3 nu există momentan, poate va apărea pe viitor în următoarele update-uri. Hai să mergem acum repede cu bicicleta înapoi la secția de poliție și acum o să vedeți că există o ușă deschisă. Așa este mai ușor, însă vă puteți gliciui și cu pătuțul dacă nu vreți să mai mergeți până acolo. Stați așa să îmi scot repede pătuțul de aici, iar dacă ne uităm în spate, există acum ușa deschisă și se poate vedea și scara, puteți să luați codul și să mergeți la cinema să vedeți acest filmuleț, ceea ce mi se pare super, super tare. Acesta este secretul cu numărul 3. Hai să vedem acum secretul cu numărul 4. Și secretul cu numărul 4 ține de agenție în principal, însă nu numai. Hai să vedem despre ce este vorba. Dacă mergeți la mașini, o să puteți să dați, de exemplu, mai în jos și aveți o mașină specială pe care o puteți transforma în mai multe mașini și o puteți transforma până și într-o mașină a agenției. Are mai multe skin-uri, ca să zicem așa. Deci dacă ați luat această mașină, puteți să apăsați acolo unde vă arată săgeata și pătrățelul și când apăsați, o să se transforme efectiv în mai multe mașini diferite. Avem mașina SWAT, avem mașina agenției care arată așa. Băi, cât de tare este să existe o mașină a agenției pe Brookhaven. Dacă mai apăsăm o dată, avem și mașina FBI și dacă mai apăsăm încă o dată, avem mașina Basic, mașina normală. Însă, mie mi se pare cea mai tare mașina agenției. Dacă vreți să faceți parte din agenție, acum puteți să faceți asta și să vă plimbați easy peasy prin Brookhaven fără nicio problemă. Însă mai există ceva. Dacă aveți premium, puteți să conduceți și elicopterul. Puteți să zburați cu elicopterul și dacă vă puneți elicopterul, puteți să îi schimbați skin-ul și acestuia. O să mă urc în elicopter așa și acum dacă dau să zbor, o să pot să îmi schimb și skin-ul. De exemplu, pot să-mi aleg skin-ul de poliție care este basic, pot să-mi aleg și skin-ul de ajutor care practic este elicopterul spitalului, pot să-mi aleg și elicopterul unui bogătaș, frate, ia uite cât de șmecher este skin-ul acesta, pot să-mi aleg și elicopterul militar, dar pot să-mi aleg și elicopterul agenției, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Și de asemenea, aici îmi place cel mai mult skin-ul agenției, pentru că mi se pare
super tare să poți să faci parte din agenție pe Brookhaven dacă vrei să faci asta. Ok, ia uite cum zboară agenția pe deasupra Brookhaven-ului. O să dăm viteză maximă. Băi, și copacii ăștia, trebuie să am grijă să nu mă ciocnesc de un copac, frate. E super, super tare. Și acesta ar fi secretul cu numărul 4. Haideți să sărim din elicopter, îl abandonăm și o să mergem să vedem secretul cu numărul 5. O să sar direct pe aici. O să-mi iau o bicicletă. Pentru secretul cu numărul 5, desigur, avem nevoie de o casă. Așadar, o să-mi iau o casă chiar aici lângă biserică. Băi, am luat casa înainte, cred că fata aceea voia să ia casa, însă am luat-o eu. Nice! Așteptăm să se încarce casa și vreau să vă arăt ceva super șmecher aici. De ce vreau să vă arăt acest lucru? Vreau să vi-l arăt pentru că se ascunde ceva în podul acestei case și este ceva super, super important. Așadar, o să mă duc exact în podul casei, dar ca să ajungi în podul casei trebuie să vii în această încăpere. Și în această încăpere există un safe. Dacă vrei, poți să-l deschizi, poți să iei toți banii sau poți să îl închizi la loc. Sau, dacă vrei, poți să ajungi în pod urcând pe raftul de haine. Da, chiar poți să faci asta, frate, și ajungi în acest pod unde există niște secrete. Există niște părți din cristale pe care domnul Brookhaven le-a folosit aici. Încă le mai puteți vedea, este foarte, foarte ciudat. Uitați-vă aici cum arată acest cristal. Are și niște chestii super luminoase pe care chiar nu știu cum să le numesc, însă arată foarte ciudat. Și mai avem aici încă o bucată din cristal, iar dacă ne apropiem de ea, se văd niște hashtag-uri. Are un nume codificat acest cristal. Acestea au fost cele 5 secrete hudinașilor pe care am vrut să vi le arăt. Foarte, foarte importante. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade și să-mi scrieți de ce domnul Brookhaven ascunde aceste cristale care au o putere nebănuită. Pa, pa!